Ce să facem, tată? Ne-am băgat iar în birouri. Na, nu vedeți ce toarnă afară? Nebunie, să nu vină iar zăpada. Să vezi iar fotbal pe noroi în weekend în campionatul intern. Dar până atunci avem Barcelona-Chelsea astăzi. Messi a lipsit de la meciul din campionat cu Malaga. Motivul e că soția i-a născut al treilea copilaș. Ce frumos! Lionele, nebunule, ai mai reușit un hat-trick. L-ai făcut pe Ronaldo. O fi egal la baloane de aur 5-5, probabil 6-6 în curând și după aia tie-break. Dar la copii l-ai făcut. El are un băiat. Mă rog, asta ce se știe din partidele de sex oficiale, ca să zic așa. Ce-o mai avea și din alea de pregătire, nu se știe. Dar nici la tine nu se știe, mă, Lionele, mă, deci ce-i în bătătură nu-i minciună. Barça a avut mici grețuri în campionat înainte de meciul cu Atletico. Da, grețurile au trecut rapid, cu execuție la vinclu din lovitura liberă bătută. Ia să vedem, ghiciți de cine? It's a massively populated wall. Messi gets in, in the back of the net. Leo Messi putting Barcelona. Olele, cum ar zice francezii, what a mess. Ăsta, what a Messi. Barça a avut control antidoping de la FIFA săptămâna trecută. 9 jucători au făcut pipi, iar pipiul lor a fost cică mai curat ca lacrimile vărsate anul ăsta de fanii Realului. S-a dus și ultima speranță a celor care credeau că urina de extraterestru conține substanțe interzise de FIFA pe pământ. Deci da, nasol, băieții ăștia chiar sunt incredibil de talentați și incredibil de antrenați. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. După 1-1 în tur, Chelsea trebuie să marcheze măcar o dată pe Camp Nou și trebuie să o facă în condițiile în care Eden Hazard s-a arătat foarte nemulțumit de faptul că meciul cu City a fost jucat vârf fals, deși pe bancă erau disponibili niște atacanți adevărați ca Giroud sau Morata. Păi ce bă, el e un fake de ăsta, o chinezărie? Hazard a zis cam așa, puteam să joc 3 ore acolo fără să ating vreo minge. Băi, băiatule, bă, ai noroc că ești într-un campionat civilizat cu antrenori care au absolvit 7 ani de acasă. Că dacă erai la noi, mamă, mamă. Conte a fost finuț, a depănat din amintirile lui de mijlocaș bunicel într-o mega echipă a lui Lippi. Conte, băiat de salon, a povestit ce i s-a întâmplat când și-a exprimat nemulțumirile față de Lippi. Și când zic Lippi, nu mă refer la... Și m-am îmbutit în lumea fotbalului. Da, tati, deci vorbim de Lippi ăla original, care nu doar s-a învârtit prin lumea fotbalului. Ela Conte, după ce a comentat o decizie a antrenorului, n-a venit Lippi la el gen Antonio, fa caldo cu dinții în gură, nu tăticu. Ceartă în fața grupului, scos la careu, cum ar veni. Apoi l-a luat și conducerea în primire. Ce să... A avut nevoie de multe meciuri pe bancă pentru a-și reveni. Evident, cu Hazard nu se poate întâmpla așa ceva, chiar dacă Willian e în mare formă. Conte doar i-a arătat pisica, așa, ca să o vadă alții care chiar pot fi pedepsiți și scoși din echipă. Dar doar cu Hazard, Chelsea are o șansă pe Camp Nou. E limpede. Barça, între timp, așa scurt, pac-pac, cum îi place lunea Gigi să facă afaceri, a transferat un băiețaș de la Gremio pe brazilianul Arthur. 30 de bețe și încă 10 din tot felul de bonusuri. Are 21 de ani copilul și gurile bune zic că ar fi băiatul pe care nu l-au avut Iniesta cu Xavi. Bă, așa grav să fie? Atât de bun? Bă, parcă-l văd pe Tararache să mor. O combinație așa între șoavă și codrea, parfum. Evident că glumesc, băiatul e sculă. Până când vine Arthur, Valverde trebuie să se descurce la mijloc cu ce are. Iar la mijloc are o veste chiar foarte bună. S-a refăcut Iniesta, care de luni se antrenează normal. În lipsa lui, alternativa era Andre Gomes, care e în depresie, săracul, ci că își dă seama că n-are valoare de Barça și suferă după fiecare antrenament și meci. De pe ce planetă vii tu, mă? Frate, nu te închide în tine, nu te închide în tine, nu te închide în casă, ieși la aer, plimbă-te, mai bagă cardul în bancomat și ai să vezi că viața e frumoasă și merită trăită, chiar dacă are multe aspecte.
Nu te mai gândi, dragă. N-are rost. Mai lasă mintea să se odihnească. Nici la Chelsea nu-s probleme de lot, doar o stare de neliniște de când Conte a zis în vestiar că, domne, poate n-ar fi rău să încercăm o abordare de-asta ofensivă din start, cu care să surprindem și să dăm rapid golul ăla, fără de care calificarea e imposibilă. Au sărit medicii să ia tensiunea, a fost chemat psihologul echipei, iar cei de la administrativ au verificat pe șest dacă nu cumva Conte a cerut și primit altă cetățenie. Ăsta nu era italian, mă. De partea cealaltă, Barcelona n-are ce să schimbe. Toți catalanii l-așteaptă acum pe tata Messi să-i arate lui ăla mic, ultimul născut, Ciro, cât de șmecher e el. Și londonezii au de ce să se teamă, că Lionel se gândește și la ceilalți copii, el nu e de ăsta. Păi dacă dă doar un gol și îl dedică ultimului venit, n-o să fie șucăriță ei alți doi? N-ar trebui cât o boabă și pentru ei? Și dacă a apucat să-i supere pe ea mici? No, sigur s-a bosunflat și doamna Messi, săraca, abia ce se dezumflase după naștere. Hai, Neluțule, hai, Lionele, la treabă! Acum că ai spart gheața și contra lui Chelsea, ai de recuperat oricum. Păi cum, mă, doar un gol în 9 meciuri? La valoarea ta, mă, Ionele, mă!